mâncea de verește Duhul Sfânt. Și mantalai diote braiote campera volte brivot. Pă când vă cercetam, zice Domnul, iată mantalai diote brivot. C-am văzut dorința jemaniote braidiot, de-a-mi auzi glasul, zice Domnul, iată că m-am prezentat stamena diote braidiote brivot. Și vreau să vă înștiințez, zice Domnul, că se apropie vremuri grele, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și vin cu repeziciune stamena diote braidiot peste poporul meu, zice Domnul, din țară. Stamena idiote braiote pruide volte priot. La granițele țării, zice Domnul, sturmena idiote braiot stau un înger, zice Domnul. Stabrigo de mentala idiote braiot. Și gata să intre în țară, zice Domnul, să ieie pacea poporului meu, stamena volte braidiot. Și iată poporul meu stă nepăsare, iată popor din țară, ce zice Domnul, trezește-te, stamena idiote briot. Stamena volte braidiote briot. Și voi, străjeri, stamena volte braiot, sturmena idiote briot. Pentru că poporul meu, zice Domnul, stă în ațipire și este deprins cu lucrurile de pe pământ. Sturmena idiote briot. Și nu se mai gândește la cele de sus, zice Domnul. Și iată, nu dau crezare cuvântului meu, stamena volte briot, stamena idiote braiot. Și nu dau întietate Duhului Sfânt, pentru că jemena idiote braiot. Mulți sunt, zice Domnul, care fac lucruri nascuns, stamena volte briot. Și nu vreau să le fie descoperite, stamena volte braidiot. De aceea strigă popor de legământ, stamena volte braidiot e privot. Că dacă va intra îngerul acesta în țară, vă face prăpăd, zice Domnul, prin poporul meu. Stamena idiote priot. Și toți acei care nu vor fi veghere vor cădea pradă lui. De aceea mena idiote priot, veghează popor de legământ. Și vino cu stăruița înaintea mea, cu zile de jertfă, zice Domnul, ca să nu îngădui stamena volte briot. Am descoperit lucrul acesta, ca tu să iei aminte și să te trezești din somn, stamena volte braidiote briot. Amin. A fost lucrare la... se referă la poporul din țară. Și mi-a arătat Domnul un înger, dar nu era un înger bun, era un înger îngăduit de Dumnezeu, care sta la poarta, la granițele țării și se târguia. Și încerca pe orice cale ca să intre în țară. Și deci nu veni, nu sta de vorbă aspru, sta tare blând și s-arăta un înger bun. Dar nu era un înger bun, că era un înger rău. Și așa cum a fost lucrarea, a fost descoperirea că îngerul acesta, dacă va intra în țară, pe unde va trece, va lăsa numai necaz, numai necredință, numai... deci va face în țară și tot poporul care
nu stă vegheator. Și vedeam așa multe biserici care era pus la cât cu ele. Biserici care erau mari și au ajuns până într-acolo cu pus la cât pe biserică. Și au zis Domnul că veghere, veghere, și s-a strigat din ceruri că poporul din țară să vină cu zile, cu stăruință înaintea lui Dumnezeu și cu zile de post și rugăciune, ca Dumnezeu să nu îngăduie ca îngerul acesta să intre în țară.